Eu, foarte pe scurt, stimați colegi, înțeleg că discuțiile au fost aprinse. Adresarea e către stimații domni de la instituțiile de reglementare. Eu tot timpul le spun și vă spun și dumneavoastră, marea diferență dintre noi și dumneavoastră este că noi răspundem în fața oamenilor. Dumneavoastră, eu sincer nu prea îmi dau seama în fața cui răspundeți. Poate la 101 deputați, 100 care suntem aici. Eu tare mult mi-aș dori ca de fiecare dată când noi mergem în teritoriu și dăm ochii cu oamenii, cu alegătorii noștri, să fiți și dumneavoastră lângă noi. Ca să putem împărți acea mare dragoste cu ghilimele de rigoare și sentimente care vin în adresa noastră. Și credeți-mă, noi, bine, dacă dumneavoastră v-ați face bine datoria, dacă dumneavoastră ați fi mai combativi, lucrul ăsta le-am spus și la cei de la BNM când au venit aici, așa o mică digresiune, când au venit aici aș cere o împuterniciri suplimentare. Dacă dumneavoastră ați bate alarma și ați spune că ăștia de pe piața petrolieră își fac profituri nebune și dumneavoastră singur aici, domnul Tiel, ați recunoscut că ei și-au permis de data asta o leacă să ridice ca pe urmă să aibă niște rezerve. Scuzați-mă, dar dumneavoastră public ați recunoscut că ați văzut, ați știut că ei comit lucruri urite și, bine, poate într-o sinceritate, așa, sincer, ați nici ne-a spus nou lucrul ăsta. Eu, în locul dumneavoastră, sincer, aș fi mers foarte dur asupra lor, lasă-i să se ducă în instanță, lasă-i să se ducă acolo să jăluie pe mine ca pe instituții, că eu nu știu ce n-am făcut corect, dar dumneavoastră ați fi de partea oamenilor. Și ați fi venit aici în Parlament și spuneți, auziți, domnilor deputați, dați-mi, vă rog, un drept, dați-mi o pârghie, că atunci eu când văd o lăcomie de asta, să pot opri scumpirile pe o perioadă scurtă de timp, pe o lună. Să le pun o interdicție de asta cu riscurile care le comportă. Dar, iarăși, de amens. Eu, sincer, am rămas șocat când mi-a spus dumneavoastră de valoarea amenzii. De el plătește 100 de amenzi înainte, ca să nu-l mai bateți la cap, așa, să nu... Da, în avans vă transferă și, în plus, amenziile astea, chiar și dacă ei le plătesc, nu influențează cumva, nu compensează pierderile oamenilor. Și ajungem că venim și spuneți, trebuie instrumente sociale, da, majorați acolo, compensați acolo. Nu merge așa. Când ei trăiesc foarte bine, da? Dar noi, ăsta, deputații, trebuie să plătim prețul și politic. Nu ne teme, noi nu ne teme că o să ne critici. Dar noi suntem aici pentru a face presiune pe dumneavoastră, a cere și votul ăsta din încredere. Dar asta e puțin, e foarte puțin ceea ce noi să facem acum. Și credeți-ne, eu de mult spun că instituția prezidențială, ăsta, parlamentară, prezidențială, guvernul, o ajuns să fie, cum zic eu, locuri de perelinaj pentru proteste. Dar eu am o altă părere. Trebuie deja de introdus așa o nouă practică. Perelinaj de asta de proteste. La ANRE, la Consiliul Concurenței, la Procuratură, la Curtea de Apel și așa mai departe. Pentru că ei toți sunt inamovibili, ei toți sunt în separația puterii, dar toate oalele le luăm noi, parlamentarii. Deci e puținul care noi, eu, părerea mea, da, o să dăm vot din încredere, asta e puțin, devenit cu instrumentariu dur, ce vă spune Comunitatea Internațională Energeticii, să vă spună, dar noi suntem responsabili în fața cetățenilor noștri. Că dacă aici ar lucra regulile, piese și instituțiile, Comunitatea Internațională n-ar avea nicio obiecție. Dar aici nu lucrează încă instituțiile. Vă mulțumesc!